Bună ziua, domnul deputat Remus Borza. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Borza, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru și că ați acceptat și de această dată invitația noastră. Sărumile, mulțumesc mult. Se împlinesc 4 ani astăzi, din păcate, de la tragedia care a marcat România. 64 de tineri și-au pierdut viața în incendiu de la colectiv. Ce s-a schimbat de atunci și până astăzi? Ce simțiți dumneavoastră că s-a schimbat sau că s-a schimbat ceva de atunci? Sigur, e o tragedie de proporții. După, ca număr de victime, e al doilea nefericit eveniment după Revoluția din 89. Tineri absolut inocenți, nevinovați, au murit din cauza neglijenței, ignoranței, autosuficienței unui stat care nu știe să intervină, să soluționeze în timp util astfel de situații de urgență. Deși vorbim de un stat hipergonflat, hiper birocratizat, chiar excesiv de mult birocratizat, la fel cu foarte multă autosuficiență, iată că nu e capabil și nici astăzi, de-aia am spus că nimic nu s-a schimbat, să soluționeze astfel de situații. Nici astăzi nu avem un pavilion de arș care să funcționeze după normative internaționale, care să poată să preia astfel de pacienți, deși au fost investiții de la Ministerul Sănătății, dar din păcate fie nu avem personal, fie nu mai avem niște autorizații. Deci ăsta este sistemul medical românesc până la urmă, în care am tot băgat bani, nu putem vorbi de subfinanțarea sistemului public de sănătate, am ajuns la alocarea noastră de 11 miliarde de euro, cumulat Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu Ministerul Sănătății, în fiecare an am crescut cu un miliard jumătate de euro bugetele casei și ale Ministerului Sănătății. Un prost management, din păcate, e o realitate. Sistemul public de sănătate din România se moare cu zile. Încă se moare cu zile. Am văzut și programul de guvernare propus de cabinetul Orban. Face această radiografie pe care o știam de multă vreme, și anume că România deține în continuare supremația, este numărul 1 în Europa la mortalitate infantilă, la mortalitatea cauzată de infecțiile nosocomiale sau intraspitalicești. Mai mult de jumătate din victimele de la colectiv n-au murit din cauza arsurilor, ci tocmai din cauza acestor infecții nosocomiale, pentru că spitalele românești, spitalele publice românești sunt veritabile bombe biologice. Suntem iarăși numărul 1 în Europa la mortalitate cauzată de incidența bolilor cardiovasculare, suntem numărul 1 în Europa la incidența bolilor cauzate de malpraxis, de neglijență, de culpă medicală, și iarăși o realitate. Noi am crescut foarte mult nivelul de salarizare în sistemul public de sănătate, avem medici cu 6-7 mii de euro salariu brut lunar, aici vorbim de medici primari în zona de chirurgie. Și cu toate astea, șpaga în continuare circulă prin spitalele publice, în continuare foarte mulți medici de la stat la ora 1-2 rup ușa și se duc vis-a-vis în privat, și ar trebui să rupem odată coada de la pisică, nu poți să fii în două locuri, că fușărești, o vorbă la mine, în Ardeal și colo și colo. În condițiile în care statul te retribuie în mod corespunzător, păi, pușcărie dacă mai ai șpagă, și cu atât mai grav dacă condiționezi actul medical de șpagă și n-ai ce să cauți la privat, sau ai, e o chestiune de opțiune, nu poți să-ți îngrădesc un drept fundamental recunoscut de Constituție, dreptul la muncă, dar oricolo, ori dincolo, nu în amândouă locurile. Sunt 188 de spitale private care poate acum să absoarbe cadre medicale și să plătească adecvat. Sigur că avem iarăși foarte multe spitale publice, sigur e multă demagogie, populism în discursul public, dar nu mai putem finanța 367 de spitale publice. În fiecare comună sau în fiecare orășel mai mic să ai câte un spital. Și te uiți la ce? Doar la firma de pe perete, că e spital, el nu are medici, specialiști, nu vorbesc de medici primari, nu are aparatură. Pentru un banal RMN, CT, radiografie, te trimite la județean. N-au să-ți dea niciun supozitor să-ți-l bagi în fund. Și dacă tu uiți pe statul de funcție a oricărui spital, chiar și a spitalelor mari, spitalelor județene, vei observa că jumătate din personal e personal administrativ TESA. Acolo sunt toate amantele baronilor locali, toate pupilele, toți copiii și fiicele ratați acestor șmecheri care
au căpușat atât de mult România și implicit sistemul public de sănătate. Din aproape 400.000, 388.000 de salariați din sistemul public de sănătate, e bine să știe și cei care se uită la noi, medici. Avem doar 34.000. Asta înseamnă mai puțin de 10% din total personal. Cifră destul de mică. Public. Sigur că da. Ori dacă te duci în multe județe, cel mai mare angajator e spitalul județean. E o anomalie să constați pe organigramă zeci de specialiste în resurse umane, în contabilitate, în administrativă, în achiziție, iar zeci de amazoane specialiste în comunicare. Nu asta este menirea, rațiunea pentru care finanțezi un spital, ci trebuie să finanțezi în primul rând cadre medicale, să ai schemele pline de personal, nu doar medici, că suntem deficitari. Sigur, noi suntem la o medie de 2,8 medici la 1000 de locuitori față de 3,5 medici la nivel european, dar suntem deficitari și pe asistenți și pe brancardier, adică și pe personal, tot personal medical se cheamă. În schimb, colc toate birourile, spuneam de personal TESA. Deci e foarte mult de făcut în zona asta, nu mai vorbesc, rata vaccinării e mult scăzută față de o medie de aproape 90-91% la nivel european, noi suntem pe la 70%. Deci sunt multe de făcut în și totuși în nu sănătate, se face nimic. Tocmai pentru a evita astfel de tragedii. Nu se face nimic, e o chestiune și de asumare politică. Acum, bun, după cum știi, acum 10 zile am votat împotriva moțiunii depuse la cabinetul Dăncilă. N-ar trebui să surprindă pe nimeni, pentru că sunt un tip consecvent cu anumite principii. Pe aceleași rațiuni am votat împotriva moțiunii și la guvernul Grindeanu în iunie 2017 și am fost sancționat cu excluderea din ALDE. Din aceleași considerente am votat și pe 23 noiembrie 2017 împotriva moțiunii la guvernul Tudose. Și evident că am votat și acum 10 zile împotriva moțiunii la guvernul Dăncilă. Dar acum, veți vă vota învestirea guvernului. Bravo, paradox, ar spune. Acum PSD-iști îmi bat obrazul. Da, de ce? Sunt consecvent acelorași principii care reclamă stabilitate politică și responsabilitate în actul guvernării. Nu poți lăsa o țară întreagă doar pentru niște orgolii neguvernată în prag de iarnă, în plină campanie pentru prezidențiale, în prag de recesiune, pentru că asta ne așteaptă anul viitor, o recesiune la nivel global, nu putem lăsa țara fără un buget. Deja trebuia să vină chiar și guvernul Dăncilă, încă de luna, de la începutul lunii, în Parlament cu un draft de buget, nu-l avem, probabil o să-l avem în decembrie, dacă o să investim săptămâna viitoare un guvern. Deci, iată, și ca politician, ești dator la astfel de conduită, adică te obligă la un astfel de gest de responsabilitate. Și apoi, iarăși multă ipocrizie. Și să fim înțeleși. Guvernul Dăncilă a căzut pe mâna PSD? Nu a fost un deștept Orban sau Iohannis. Dacă nu era sabotat din interior, dacă niște lideri marcanți ai PSD nu ar fi sabotat guvernul Dăncilă, moțiunea n-ar fi trecut. Au sabotat în ce fel? În voturile n-au care, fost foarte multe de la PSD. Non-combat, nu știi toate detaliile. Au fost câțiva parlamentari de la ALDE care au plecat la Pro-România și au votat pentru moțiune. Și au plecat, s-a făcut acest transfer la presiunea unor lideri PSD. Pentru că mulți lideri, evident, că n-au avut care să se ducă pe față, să o înfrunte pe Dăncilă și a zis, las că lucrăm cu interpuși. Este pentru prima dată când minoritățile naționale votează cu opoziția, de regulă, la toate moțiunile și avem, nu un palmares, că sesiunea și moțiunea, asta e la noi la români. Se duce după putere. Se duce după putere, de unde și vorba aia, Gâlceava înțelepților, bucuria nebunilor. De data asta, iată, în masă, cei 17 parlamentari ai minorităților au votat cu opoziția. Bun, și asta e o discuție. Eu sunt împotriva
atribuirii din oficiu a celor 17 mandate pentru minoritățile naționale. De ce? Aceste mandate, s-a văzut cazul concret acum 10 zile și nu e prima dată, când denaturează, distorsionează echilibrul de forțe stabilit în urma unor alegeri parlamentare. Dacă nu erau cele 17 mandate de parlamentare ai minorităților, moțiunea nu trecea. Știi foarte bine că a trecut doar cu 5. Cu 5 voturi peste, da. 238 față de 233. Nu poți accepta iarăși ca unii să moștenească din tată în fiu mandatul de parlamentar. Și avem 3 cazuri și actualmente în Parlament. Nu poți accepta ca în spate să ai doar 500 de voturi sau 700 de voturi. Eu, de exemplu, tot deputat fiind, am 12.000 de voturi la Brașov. Nu poți accepta să reprezinți o minoritate ca deputat, ca parlamentar, fără să ai nicio legătură din punct de vedere etnic cu respectiva minoritate și avem iarăși N cazuri. Asta nu înseamnă că nu asigur o reprezentare adecvată a minorităților naționale în Parlamentul țării. Uite-te, te păi rog. Și cum să facem dacă... Da, uite-te acum, uite-te pe structura, în structura parlamentară și o să vezi la grupurile parlamentare ale PSD, PNL, USR, ALDE și aici ai văzut că nu vorbesc de UDMR. O să vezi la marele partide câți parlamentari sunt, senatori sau deputați aparținând altor etnii. Pentru că, draga mea, suntem într-un județ, suntem într-o localitate în care anumită etnie, nu neapărat maghiară, că se duce cu UDMR, un sas, un șfab, un albanez, un machedon, în fine, e o comunitate importantă. Este interesul unui partid existent, unui partid PSD, PNL, USR, care vrei tu, PMP, ALDE, Pro-România, să pună pe listă un reprezentant acelei comunități, tocmai ca să-și maximizeze voturile și să crească rata de succes. Și lucrul ăsta se întâmplă. Sunt peste 20 de astfel de parlamentari aleși pe listele PSD, PNL, USR, ALDE sau PMP. Doar noi, vezi, suntem foarte originali, dar nu e fair, nu e corect, n-are nicio legitimitate. Un astfel de mandat care are 300 de voturi în spate și care, ai văzut, îți denaturează echilibrul de forțe stabilit în urma unui scrutin, la care au fost niște milioane de români. Dar acum avem o alternativă tradițională. Guvernul Dăncilă a căzut pe mâna unor trădători din PSD. Eu am susținut 3 guverne PSD, nu poate să-mi reproșeze nimeni de ce acum o să investesc guvernul Orban, deși am suficiente aturi sau argumente. Ți-am explicat, stabilitate, responsabilitate, hai să ieșim din jocul ăsta ieftin de a ne arăta mușchi după. Puteai să o faci înainte și guvernul nu ar fi picat. Citind programul de guvernare, sigur, propaganda și de parte și de alta deja a arătat, băi, truisme, platituni. Da, într-adevăr, sunt multe truisme, cu toții ne dorim să ne fie bine, să ne fie rău, să fim sănătoși, nu să fim bolnavi, să trăim, nu să murim. Da, adică nu e așa, maestre. Așa e. Regăsim astfel de formule și în programul de guvernare propus de cabinetul Orban. Dar ceea ce nu am găsit în alte programe de guvernare, și ceea ce clamez eu și public, uite, și în dezbaterile noastre, unde v-am plictisit deja de vreun an sau un an și jumătate, și în scrierile mele, pentru că de vreo 5 ani de zile am prost obicei să mai arunc și eu câte o dudă pe blog sau pe Facebook, o opinie, un comentariu vis-a-vis de realitatea economică, socială și politică. Imperativul social, clamat de o națiune întreagă, este reforma. Asta i-am cerut și lui Dragnea, și lui Grindeanu, și lui Tudose, și lui Dăncilă. Pentru că, într-adevăr, era partidul care guverna. Și am scris și în ianuarie 2017, imediat după instalarea guvernului Grindeanu, că PSD are această obligație de a-și asuma, nu doar declarativ, dar nici declarativ nu au făcut-o, reformă. Reforma marilor sisteme publice, uite, comemorăm din păcate această tragedie de proporții care a lăsat răni adânci în mentalul nostru colectiv și care probabil nu vor fi închise niciodată, să-ți moară atâția copii frumoși. Nu mai vorbim de familiile care au rămas fără... Cea mai mare pierdere, cea mai mare suferință, durerea unui părinte e să-și piardă propriul copil. Nimic, orice s-ar întâmpla, nu mai poate să repare o atare pierdere. Dar, bun, sănătatea trebuie reformată, ca să nu mai moară oamenii cu zile. Învățământul trebuie reformat, ca să nu mai scoatem vorba unui clasic în viață, niște proști cu diplomă. Administrația trebuie reformată.
Nu mai putem finanța 1.400.000 de bugetari, câtă vreme o guvernare tot a PSD, în perioada 2000-2004, a gestionat treburile țării cu 800.000 de bugetari. Și cred că le-a gestionat mai bine decât acum, cu un aparat atât de gonflat. Mai vorbesc că între timp nivelul de salarizare s-a triplat. Nu mai putem accepta această atitudine de infatuare a funcționarului față de contribuabil, față de cetățean, uitând că de fapt el este în slujba cetățeanului și nu cetățeanul în slujba lui. Deci aceste trei mari sisteme trebuie reformate din temelii, pentru că sunt cele trei mari găuri negre ale bugetului de stat, în care an de an aruncăm peste 50 de miliarde de euro. Înțelegi? 50 de miliarde de euro. Ați găsit aceste trei probleme în programul PNL de guvernare? Da, Tomă, sigur, le-am găsit. Și în administrație, că vorbeam de administrație. Băi, 35 de miliarde de euro an de an, în condițiile în care două treimi din UAT-uri, din comunele și orașele țării, nu reușesc să se autofinanțeze. 83% stau cu mâna întinsă la pomana statului. De ce? Pentru că au armate de funcționari. Nu mai vorbesc că sunt 443 de comune care nu respectă legea administrației și care prevede minim 1.500 de locuitori ca să ai acest statut de comună. Deci trebuie să ne asumăm o comasare, o reformă pe cum au făcut-o polonezii în 1998. O țară dublă ca populație față de România, cu 100.000 de kilometri pătrați mai mare decât România, de la 4.600 de UAT-uri existente în 1998, au rămas, după reformă, cu 1.700. Le-au înjumătățit. S-a întors la modelul de administrare interbelică, cu voievodate și cu plase. Și ăsta e unul dintre motivele pentru care Polonia a fost singura țară din Uniunea Europeană care în perioada crizei 2009-2010 nu a fost în recesiune, a fost tot timpul pe plus de 30 de ani. Deci trebuie să ne asumăm aceste reforme, măcar în al 12-lea ceas, după 30 de ani de glorioasă tranziție de nicăieri spre niciunde. Dar avem nevoie de o reformă și instituțională. Nu putem finanța aproape 14.000 de ordonatori de credite. Sunt 13.897 de instituții, autorități și agenții. Avem și câte 3-4 instituții care gestionează același domeniu. Și evident, fiecare cu schemă supraîncărcată de personal. Avem nevoie de o reformă constituțională. Trebuie să ieșim din această republică atât de nocivă, atât de toxică, care a generat doar conflicte și disfuncționalități. Mă refer la republica semiprezidențială, specifică țărilor bananiere. În Europa doar Franța urmează un astfel de model, dar în Franța a inventat democrația modernă. Trebuie să chemăm poporul, dacă tot ne place acest exercițiu al consultării populare și util, să decidă ori albă, ori neagră. O republică prezidențială, ca în America, și ne încolonăm în spatele unui președinte și dăm onorul. Și, din păcate, românul e construit pe un calapod rusesc și e nostalgic după un tătuc și va vota pentru un astfel de tip de republică care dă autoritate mult mai mare președintelui, care automat devine și șeful guvernului, sau, dacă suntem europeni, să optăm pentru o republică parlamentară, ca în Germania, unde șeful președintele e doar de poză, și puterea absolută, să spun, executivă e în mâinile primului ministru al cancelor. Dar lucrurile astea trebuie până o dată limpezite. Tu n-ai văzut doar când am avut președinte și prim-ministru din același partid, îmbrățișând aceeași ideologie, a fost liniște și pace. Perioada 2000-2004, Ilescu Năstase, deși s-a rupt lanțul de iubire în 2004 ăsta și e și unul dintre motivele pentru care Năstase a pierdut în fața lui Băsescu. În rest, când l-am avut pe Băsescu, pe Iohannis, sigur, putem avea, eu n-am o problemă, de-aia eu îmbrățișez Republica Parlamentară. Mă, dă-i puterea absolută unui partid, dă-i președinte, dă-i prim-ministru, dă-i parlament, dă-i autorități, dă-i mă să facă ce vrea cu țara. Și o să zic, băi, riscăm excese de autoritarism, foarte bine, avem suficiente remedii, am dezvoltat anticorp și democrația noastră, fiind ea tânără, originală, e la totuși, la 30 de ani. După 89 și noi am mai exercitat acest model democratic încă vreo 100 de ani înainte. Avem remediul anticipatelor, avem remediul, uite, moțiunii de cenzură, tocmai ce a căzut un guvern, avem sancțiunea supremă odată la 4 ani să-i trimitem în negura istoriei, dacă într-adevăr abuzează de putere. Dar nici nu mai putem sta într-o astfel de logică a confruntării, a intoleranței, și care ne macină interior, ne golește de resurse, ne demoralizează ca indivizi, ne
demobilizează. Ori în programul de guvernare am văzut chestiile astea asumate, punctual. Și tocmai de aceea o să și votați. Reformă și pe învățământ, pentru că populația școlară a scăzut de la 5 milioane la 2 milioane jumate. Numărul dascălilor l-am redus acolo cu câteva mii. Calitatea dascălilor, ai văzut-o și tu la examenul de titularizare, în urmă cu două luni, când 12.000 de dascăli au luat note de 2 și 3. Și au intrat copilul în sistem. Da, sigur, trimiteți tu copilul să-l înveți un astfel de dascăl, că vine mai prost decât l-ai trimis. Deci nu putem la infinit să finanțăm mediocritatea și prostia. Și asta este, cum să spun, adevărata revoluție sau reformă din punct de vedere mental. Hai mă să promovăm meritocrația. Oamenii valoroși, oamenii competenți, oamenii integri. Pentru că, din păcate, timp de, 30 de ani am cultivat non-valoarea sub formele, diversele forme de manifestare și vedem unde suntem astăzi. Ori, cel puțin declarativ, programul de guvernar își asumă acest lucru. De a promova competențe, de a promova pe acei oameni care inspiră și motivează, de a promova și de a finanța investițiile. Pentru că, bun, știi că am criticat în ultimii ani, indiscutabil PSD are cu ce să se laude, pentru că, bun, a dublat punctul de pensie de la 670 la 1265 în prezent și asta ca orizont 2012-2019. La 1 ianuarie 2012 salariul minim era 700 de lei, acum iată, e 2080 sau 2350 pentru cei cu studii superioare și ai văzut pe ultima degeaba 100 de metri încă 100 de lei. Inflația, că inflația acum să fim serioși, un 3,5-4%, puterea de cumpărare a crescut doar în ultimii 2 ani cu 14%. S-a redus foarte mult fiscalitatea și iarăși o bilă albă pentru PSD. Avem cel mai mic impozit pe venituri sau pe salarii și asimilate salariilor, 10%. Adică nu mai găsești în Europa un impozit mai mic. Chiar și impozitul pe profite de 16%, câtă vreme media la nivel european e 25% sau în America e 27%, dar 85% din societăți au un impozit mult mai mic pe profit de 1% și aici mă refer la IMM-uri. Sunt aproape 40.000 de IMM-uri care au un impozit de 1% din cifra de afaceri. Nu mai vorbesc iarăși reducerea CSS de la 42% la 35%, TVA redus de la 24% la 19%, TVA de bază, dar 5% pentru inputurile în agricultură și pentru produsele agroalimentare. Avem cel mai mic șomaj din ultimii 30 de ani, 2,9%. Am dublat PIB-ul de la 557 de miliarde de lei, iată, la 1022 de miliarde de lei anul ăsta. Deci, băi, trebuie să dăm cezarul cel al cezarului. Sigur, suntem obligați să ne uităm și la jumătatea goală a paharului. Inflație, spuneai și tu. Suntem campionii deficitelor. O guvernare responsabilă în perioadele de creștere economică trebuie să realizeze excedente și nu deficite. Asta n-am învățat noi și au învățat până și vecinii noștri bulgari. Care mai vorbesc mai de unguri, acum, mai vorbesc de polonezi. Da. Noi avem deficit, uite, chiar acum s-a dat de dimineață, INSE-ul a dat publicității, deficitul bugetar la 9 luni, 27 de miliarde de lei, 2,6% din PIB. Atenție, noi avem ca țintă 3% pe tot anul. E clar că o să ieșim. Pentru că am angajat cheltuieli de 367 de miliarde de lei la venituri prognozate de 341 de miliarde de lei. Vestea proastă, niciodată nu realizăm veniturile bugetate. Pentru că întotdeauna veniturile au caracterul lor de incertitudine, de impredictibilitate, pe când veniturile, cheltuielile odată angajate, ești bun de plată. Moare bugetarul cu tine de gât dacă nu îi dai lună de lună salariul mărit cu 20-25%. Am ajuns la 212 miliarde de lei, respectiv 65% din bugetul statului, pe două capitole bugetare, cheltuieli de personal și de asistență socială. Doar în ultimii 3 ani de zile am crescut cu 73 de miliarde de lei cele două capitole. Ce înseamnă asta? 15 miliarde de euro în plus în salarii. În salarii și în pensii și n-ai dat la toată lumea, ai dat discreționar și populist și n-ai respectat acel principiu universal valabil. Nevoile poporului întotdeauna vor fi mai mari decât posibilitățile statului. Și noi am dat la toată lumea, vorba lui Stalin, după nevoi și nu după posibilități. Consecință, deficite bugetare cât casa poporului, deficite de balanță comercială,
anul ăsta o să ajungă la o valoare record de 17 miliarde de euro, după ce un record am doborât și anul trecut de 15 miliarde de euro și în 2017 12,5 miliarde de euro. Toată această infuzie de capital, acest exces de lichiditate din piață ca efect al măsurilor populiste de a crește arbitrar și nesustenabil venitul unor categorii, doar unor categorii socioprofesionale, n-a făcut altceva decât să alimenteze importul, n-a făcut altceva decât să financeze milioane de locuri de muncă afară și nu în România. Am crescut preponderent pe consum și am sacrificat și anul trecut și acum 2 ani și o să facem și anul ăsta ce? Investițiile. Doar investițiile sunt cele care dau trăinicie creștere economică. Ne-am angajat prin legea bugetului să finanțăm investiții pe cheltuieli de capital de 47 de miliarde de lei, la 9 luni de zile avem 22 de miliarde de lei, asta inclusiv pe fonduri europene, adică mai puțin de jumătate. Trebuie să-și asume o guvernare responsabilă investițiile. În industrie, suntem o țară binecuvântată de Dumnezeu cu resurse naturale pe care noi le exploatăm haotic, facem export de minereuri, de țiței, de gaz, în loc să dezvoltăm industria petrochimică, industria de rafinare, industria alimentară, industria prelucrătoare, industria mobilă. Noi facem export de buștean în loc să facem export cum făceam și până în 89. Cu ce crezi tu că Ceaușescu a plătit datorile României? În primul rând cu mobilă, cu produse alimentare, artizanale, confecții, textile, chiar și pe zona de industrii grele. Adică noi am avut producții de 20 de milioane de tone de oțel, acum mai stăm în 2,5 milioane de tone de oțel. Eram al patrulea exportator de armament din lume, acum nici nu contăm. Suntem încă la Kalashnikov și în fiecare an titularul de la Ministerul Economiei nu face altceva decât să suplimenteze bugetul Ministerului Economiei cu 150 de milioane de lei ca să stupăm găurile, arieratele uzinelor de armament. Adică sunt foarte multe de lucruri de reparat. Trebuie să finanțăm cercetarea, trebuie să finanțăm inovarea, trebuie să dezvoltarea. Unde suntem pe ultimul loc, de altfel, din punct de vedere al infrastructurii, iată, n-am câțiva kilometri de autostradă în fiecare an, jenant, rușinos, prin comparație, tocmai cu vecinii noștri, bulgari, unguri, care... Și mai, inclusiv Albania sau Croația, sunt străbătute de la un capăt la altul de autostrăzi. Programul de guvernare al lui Orban vine și prioritizează autostrada Pitești-Sibiu, autostrada Comarni-Brașov, drumul expres Pitești-Craiova, cerut de cel mai mare producător auto din România, nu de grupul Renault. Bă, frate, faceți-ne un drum expres. Târgu Mureș, Ungheni, Iași, autostrada Marii Unirii. Spitalele regionale finanțate și cofinanțate și de statul român și din fonduri europene, din cele trei capitale de regiuni istorice, Craiova, Iașu și Cluj. Deci sunt lucruri asumate. PSD-ul nici măcar declarativ, deși le-am spus tuturor, cum i-am spus și premierului Dăncilă, în iunie, imediat după moțiunea de cenzură din iunie, că și în iunie am avut o moțiune de cenzură picată, și am zis, doamna prim-ministru, veniți acum în actuala sesiune cu o restructurare a guvernului. Nota 10 și pentru Orban, ce? Care a restructurat de la 28, a venit cu 16 ministeri. Asta am cerut și-o, comasează-mă. De ce n-a vrut atunci? Foarte multe construcții. Populația nu mai suportă un stat expandat care ne devorează până la ultima resursă financiară. Cu o instituție, un organism, cu cât este mai suplu, cu atât este mai eficient. A venit, uite, PNL-ul a putut de la 28 la 16 ministere. După principiul ăsta trebuie să comasăm și instituții, că vorbeam de la 14.000 de instituții și cele 3.200 de unități administrativ-teritoriale. Adică comasare, eficientizare, debirocratizare, informatizare, digitalizare. Ăsta este viitorul României. Pe final vreau să discutăm și despre alternativa apărută la partidele naționale, Forța Națională. Faceți parte din... Ce se vrea a fi, am făcut, în primul rând, Forța Națională? A fost un vis frumos, dar ca orice vis frumos, când te trezești la realitate, rămâne doar un vis. De ce? Ce s-a întâmplat? Am ieșit din acest proiect pentru că... nu am reușit să adun în jurul acelor principii și valori pe care eu le susțin în discursul public de vreo 10 ani de zile, am ieșit acum o săptămână. La un moment dat adusesem 7 parlamentari în acest proiect. Era și domnul Meleșcanu, numărul 2 în stat.
Trebuie să explic puțin. Nu l-am fondat eu, e un partid fondat în 2016. La un moment dat, 2016-2017, activa și Laurențiu Rebega, europarlamentarul. Laurențiu Rebega, eu am fost scurtat de către 2-3 membri fondatori din 5, ca să nu înțelegem că vorbim de zeci de mii de membri, încă din vara anului trecut. Am avut și o întâlnire cu șefii de filiale anul trecut în toamnă la Alba Iulia. Am stat, am cujetat, că doar sunt ardelean, iarăși vorba unui clasic în viață, am cujetat vreo 6 luni. Pe 1 martie am anunțat că am intrat în acest proiect ca simplu membru, chiar și voi ați dat publicității acel manifest pentru nou început. Și în care veneam cu un decalog, adică cu 10 idei, forță pe care să construim partidul. Ce ne dorim de fapt? Uite, câteva dintre ele le-am spus și, da. Și astăzi, da, deziderat. S-a creat anumită emulație, un curent cât de cât, care a dus, iată, în urmă cu câteva zile, la intrarea mai multor parlamentari. Sigur, câți e multă ipocrizie. Înainte de moțiunea de cenzură erau 15. Unul a fost convins de un mare lider PSD să plece de la noi, să se ducă la Pro-România ca să voteze moțiunea de cenzură. Am rămas 14. Dacă moțiunea ar fi picată, eram probabil 30 sau 40, că ar fi migrat foarte mulți de la ALDE, de la Pro-România, de la PMP. Moțiunea nu a... moțiunea a trecut, guvernul a picat și toți cei care erau foarte entuziasmați să vină în proiectul ăsta, care s-a dorit o a treia cale, o alternativă la partidele tradiționale, pentru că, bun, vorbim de PSD-PNL, acum e pe cai mari PNL-ul, dar și e la fel de toxic e, dintr-o anumită perspectivă, ca și PSD. Nu e o fată mare, nu sunt doar niște neprihăniți în PNL, să ne aducem aminte că și au guvernat România. Și la fel de prost au guvernat-o și cu aceleași măsuri populiste ca și PSD. Că de fapt ăsta e mare paradox al politicii românești. O întrecere socialist între PSD și PNL, cine aruncă cu mai multe pomeni. Okay, și asta deci s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Deci câți Forța Națională acum? S-a dorit a fi o alternativă la partidele tradiționale care în ultimii zeci de ani au cultivat acela status quo, caracterizat de birocrație, corupție, clientelism politic și populism. Bun, după momentul la care președintele Senatului a făcut anunțul că aderă la acest proiect și săptămâna trecută urmau să mai vină încă câțiva miniștri din cabinetul Dăncilă, încă câțiva parlamentari, mă trezesc cu un comunicat de presă din partea secretarului general și a președintelui acestei formațiuni, Forța României, a fost preluat doar de Ager Press, pentru că are obligația să preia comunicatele partidului, în care zice, băi, Borza exprimă opinii personale, nu angajează partidul. Bun, ăsta e și adevărul, până la urmă, că eu n-am avut nicio funcție și nici n-am cerut nicio funcție în partid, tot timpul am spus că sunt un simplu membru, dar să, cum să spun, și ieșirea necolegială, neprincipială, lipsit de fair play a unor oameni care au stat după mine un an de zile. Voi ați auzit de Forța Națională înainte? Tu știi cine e președintele la Forța Națională? Chiar sau secretarul general? Și întreb, oamenii ăștia nu au avut nicio notorietate, nici înainte și nici acum. N-are sens, că nu vreau să personalizez. Eu am avut, inclusiv toți avem, domnule, noi ne dăm demisiile, veniți dumneavoastră cu cine doriți și preluați funcțiune. Bă, nu așa înțeleg eu să fac politică. Nu vă dați nicio demisie, nu vreau nicio funcție. Întâi stai să creăm un curent, să-l rostogolim, să vedem un feedback, să generăm o masă critică și după aia o să facem, chiar intenționam să facem un congres peste 3 săptămâni, ca evident, cei care au venit și care urmau să mai vină să se regăsească în conducerea partidului. E o vorbă. Când se urcă scroafa în copac, începe să... Nu s-a putut. Păi și bun. Ce se întâmplă cu ceilalți? Ori să plece și ceilalți? Sau cum? Păi, unii deja au și plecat și ori să plece, evident că da. Pentru că, până la urmă, trebuie să acceptăm că liderul, nu știu, din păcate sau din fericire, dar cel puțin în România, da, cam peste tot e regula, el e cel care unește colectivul, care generează o anumită emulație prin carismă, prin discurs, prin atitudine, care reușește să mobilizeze masele. Sigur, există și partide de lider, uite, ALDE cu Călin Popescu-Tăriceanu, Pro-România cu Victor Ponta, PMP cu Băsescu. E o realitate. Și asta e valabil mai ales la partidele mici. Forța Națională, un astfel de partid.
E, momentul în care liderul este sacrificat, dat la o parte, evident, partidul intră în disoluție, pentru că nu e un partid osificat, care să vină, nu pe osatura PSD, pe osatura PCR-ului, de exemplu, sau PNL-ul actual pe osatura Partidul Național Liberal din perioada interbelică și antebelică. Și atunci, evident, neavând structură, neavând un leadership bine conturat, se alege praful. Sigur, e un regret, pentru că sunt oameni în care am crezut, pe care am cultivat, n-am avut nicio pretenție, nu le-am cerut nimic, nicio funcție. Era un proiect frumos, puteam să convingem oameni, în special din mediul urban, din mediul academic, universitar, mediul antreprenorial, care vroiau să fie reprezentați de un astfel de partid care să le apere interesele, un partid al clasei antreprenoriale românești, un partid care să promoveze, care să protejeze capitalul românesc, un partid al diasporei românești. Vorbim de 10 milioane de români uitați prin lume, un partid al românilor din provinciile istorice abandonate, Basarabia, Bucovina, Cadrilater, un partid al românilor oprimați în interiorul României, Harghita, Covazna, Mureș, supuși unui proces de epurare etnică și de maghiarizare, abandonează București, un partid al tinerilor, un partid al mediului urban, un partid de fapt al tuturor românilor și care să promoveze lucrurile astea de bun simț până la urmă, să promoveze acele valori și principii pe care s-a clădit națiunea română și pe care noi le-am abandonat după 90, muncă, onestitate, respect, dialog. Iată că nu s-a putut. Veți rămâne la afiliat grupului PSD, nu? Și asta e o discuție. Eu nu sunt membru PSD. Dar totuși sunteți sunt în grup. Afiliat grupului parlamentar PSD, anunțând un public intenția de a susține săptămâna viitoare pe 4 investirea guvernului Orban. E posibil PSD să mă excludă, deși nu poate să mă exclud că nu sunt membru. Excluderea e doar pentru membrii. Evident, dacă... Dar dumneavoastră veți retrage? Sau aveți de draga gând mea, să vă retrageți din grup? Și după această dezamăgire cu Forța Națională, și n-ar fi prima, am ajuns la concluzia că nu sunt deloc talentat în ale politicii și de fiecare dată ai văzut, în 3 ani de politică, am căzut între scaune. N-are sens să încurc pe alții sau alții pe mine, eu nu am trăit din politică, în ăștia 3 ani de zile n-am câștigat nicio scobitoare de pe urma politicii, din contră, am pierdut niște bani, n-am bătut la ușa niciunui ministru sau șef de autoritate să cer să-mi angajez nevastă, copil, amantă, să cer un contract, să fiu interesat de un comision. Eu am intrat probabil dintr-o mare doză de naivitate și dintr-un idealism că pot să fiu util în a contribui să aduc un plus de normalitate. Într-o țară ai văzut de vreo cel puțin 15 ani într-un permanent război, conflict român contra român. Mi-aș dori să trăiesc, pentru că sunt prea prost ca să iau de la capăt în altă parte și sunt, fiind ardelean, sunt prea legat de glia strămoșească, am rădăcinile prea înfipte în pământul țării, să o iau de la capăt în altă țară. Și atunci mi-aș fi dorit ca eu, copiii mei, să trăiască într-o Românie civilizată, europeană și prosperă, într-o Românie normală. Uite, sloganul președintelui Iohannis este titlul unui editorial scris de mine anul trecut pentru Românie normală. Manifestul pentru nou început, publicat de mine și de voi pe 1 martie, se încheia cu acest slogan, România pe primul loc, care a fost iarăși preluat de Iohannis ca slogan de campanie. Eu mă bucur că președinte Iohannis sau consilierii domniei sale mai citesc din clasici. Mă bucur că foarte multe dintre ideile mele au fost preluate de cei care au lucrat la scrierea programului de guvernare. E un prim pas că se aduce în discuție și a asumat cel puțin declarativ printr-un program de guvernare aceste lucruri deziderate, idealuri sau obiective în care eu cred și pentru care am încercat să lupt în ăștia 3 ani. Dar nu are sens, pentru că sunt probabil neînțeleși, sigur vin o fi la mine că nu reușesc să mă fac înțeles, dar e clar că n-am aptitudini și atunci ne trăim din politică, mă retrag la vatră, n-o să mor de foame, am intrat la 45 de ani în politică, nu ca alții de pe băncile școlii și atunci o să-i las pe alții mai pricepuți, mai talentați să facă.
Domnule Remus Borza, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm în studioul PS News ca de fiecare dată. Și vă mulțumesc mult pentru găzduire. Vă mulțumim.